Anual, în luna martie, Blajul se transformă în capitala apicultorilor. Aici este organizat perfect cel mai mare târg de profil din România, cu expozanți din țară și străinătate. În 2019, față de anii trecuți, sărbătoarea mierii durează mai mult că o zi, adică evenimentul va avea loc între 22 și 24 martie. Mai mult decât atât, sărbătoarea mierii găzduiește în acest an și conferința internațională BICAM, conferință care este cel mai important eveniment a european. Târgul Apicol, Sărbătoarea Mierii Blaj, a ajuns anul acesta la cea de-a 12-a ediție pe care organizatorii doresc să o serbeze alături de cât mai mulți invitați și apicultori din toată țara. Această manifestare a luat o amploare deosebită în ultimii ani, devenind un punct de referință pentru oamenii de business din domeniu, procesatori, exportatori și importatori de miere, dar și pentru apicultorii profesioniști, membrii ai unor asociații apicole, interesați de noutățile în domeniul utilajelor și echipamentelor moderne, de ultimă generație, pentru extracția și ambalarea mierii, produse expuse în cadrul târgului de producători de profil din diverse țări, Polonia, Ungaria, Serbia, Slovacia, Turcia, Grecia și Italia. Acest târg a devenit singurul târg internațional din România prin participarea unui număr tot mai mare de invitați din afara țării, producători de utilaje apicole și firme procesatoare de miere din țări europene. Vă prezentăm un citat găsit pe site-ul Târgului Apicol Sărbătoarea Mierii Blaj, citat care aparține actorului Dorel Vișan, care este și un mare pasionat de apicultură. Stupul este cel mai puternic exemplu de coexistență pașnică și armonie, de asta are nevoie omul astăzi, de armonie. Trăim într-o lume care se degradează în fiecare secundă iar omul se îndepărtează de ceea ce a fost odată. Și a pierdut calitatea divină și a umblat la legile pe care Dumnezeu le-a lăsat pentru armonia Universului. Albinele sunt o formațiune cosmică cunoscute de mii de ani, iar Hipocrate spunea că medicamentul omului trebuie să fie alimentele lui, iar alimentele medicamente.